Fiscul scoate din nou la vânzare avionul de tip baie lăsat în Bacău de o companie indiană falimentară. Prețul inițial a fost de 13 milioane de lei, însă pentru că până acum nu s-au găsit cumpărători, licitația va începe de la aproximativ 6 milioane de lei, pașii de licitare fiind de 5% din prețul de pornire. Licitația va avea loc pe 21 ianuarie, iar cei care vor să se înscrie o pot face până în ziua respectivă la ora 9, însă trebuie să achite în avans 10% din prețul de pornire. Banii vor fi înapoiați dacă nu vor fi declarați câștigători sau se vor scădea din prețul final pentru cel care se va alege cu avionul. Pe lângă aeronavă, care e funcțională și după câteva reparații ar putea fi reintrodusă în circuitul aerian, finanțele băcăoane vând și bijuterii. E vorba de podoabe din aur și argint. Cel mai mare lot este cel de 43,64 de grame de aur de 14 carate în valoare de 3.618,37 de lei. În grup sunt incluse două brățări, 3 inele și 10 pandantive. Printre bijuteriile de la finanțe sunt și 4 inele cu diamant, valoarea lor fiind estimată la 1308,95 de lei. Din păcate, bijuteriile nu pot fi cumpărate de oricine. Ele se vând direct, fără licitație, însă doar persoanelor fizice sau juridice, autorizate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului.